Cinci autospeciale ISU au acționat în teren pentru descarcerarea a două persoane dintr-un autoturism implicat într-un accident și pentru stingerea incendiului la un vagon cisternă. Detașamentul de pompieri Zalău din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolism al județului Sălaj a organizat și desfășurat un exercițiu cu forțe în teren pentru antrenarea structurilor de intervenție la stingerea incendiilor la gara CFR din municipiul Zalău și simularea descarcerării a două persoane dintr-un autoturism implicat într-un accident rutier. Astăzi, 10 martie 2016, detașamentul de pompieri Zalău, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolisum al județului Sălaj, a organizat și desfășurat un exercițiu pentru antrenarea structurilor de intervenție la stingerea incendiilor. Printre scopurile principale ale acestui exercițiu putem aminti următoarele: organizarea, desfășurarea și coordonarea acțiunilor de intervenție pentru stingerea incendiului la un vagon cisternă, în condițiile degajării unor cantități mari de fum și gaze toxice, antrenamentul în realizarea intervenției ofensive-defensive în caz de incendiu, antrenamentul în portul costumelor anticalorice și al mijloacelor de protecție individuală a personalului. În cadrul exercițiului a fost simulată și descarcerarea a două persoane surprinse într-un autoturism care s-a lovit de un copac.